copii vorbească, la mulți ani să părească. Tare ca piața, iute ca săgeata, tare ca ferul, iute ca oțelul, la anul și la mulți ani.
să colindezi dara asta minunată de mine. Poartă să te împartă de Crăciun.
Totodată se modifică și cheltuielile cu această sumă. Se majorează titlul 10 cheltuieli de personal cu suma de 266.000 lei, cu mențiunea că pe Moinești unitățile de învățământ și-au plătit salariile. Sumele restante erau doar pentru hotărâri judecătorești, dar pentru o ordonanță de urgență am înțeles că pot fi utilizate sumele de la salarii la hotărâri judecătorești. Dar eu trebuie să supun atenției dumneavoastră și aprobării, așa cum au fost primite sumele pe salarii și pe hotărâri. Asta e mulțumim. Comisia de urmă avem discuții de tema proiectului, dacă sunt obiectivi față de propunerea doamnei directori. Supunem la vot proiectul cu amendamentul doamnei directori economic. Cine este pentru? Împotrivă, să abțineți domnul. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot amendamentul doamnei director, cine este pentru? Împotrivă, să abține cineva. Comisia Juridică. Da. Să abținem marginea proiectului. Și pe legea 85. Deci, Diana. Da. Din ce am primit aici sume, cam 80%, am făcut eu un estimat așa față de necesarul comunicat de unitățile școlare, cam 80% din total se acoperă. Deci atât din hotărârile judecătorești, cât și din lege. Da. Acum fiecare școală știe exact specificul acolo cum trebuie să acord bani. Eu din necesar am dat undeva în jur de 80%. Deci era o solicitare pe aproximativ 400.000 lei pe toate cele 6 unități de învățământ. Am primit 266.000, mai aveau un cont unitățile cam 100.000, deci s-ar acoperi cam 360.000 din 400. Deci cam acolo, 80. Dar fiecare școală știe. În noiembrie au venit numai de hotărâri judecătorești. De data aceasta n-a fost precizare, deci nici măcar nu am primit adresă, doar telefonic mi s-au comunicat sumele astea, știind că primăriile din județ și organizează ședințele de consiliu de regulă până în sărbători. Dar sumele vor fi achitate efectiv către cadrele didactice, probabil cu 27-28. Da. Supunem la vot proiectul cu amendamentul prezentat de doamna director. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Moinești, Moinești, preliminată la data de 31.12.2017. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Comisia Economică. Dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Comisia Juridică. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votat. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe teren și taxa pe terenul care contribuie la exploatarea resurselor de apă, precum și pe terenul folosit ca zonă de protecție a bazinelor de alimentare cu apă și apă uzată din municipiul Moinești. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votare. 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în vederea refacerii unei locuințe din municipiul Moinești, distrusă parțial în incendiu. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Comisia Juridică, discuție, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu se supune la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votat. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice. Supraetajare sală festivități, strada Vasile Alexandrin, numărul 14, municipiul Moinești, faza proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 3. GCP 2016, proiectant, 10 grup, conținut, proiectele de Moinești.
Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, spunem proiectul la vreo nu de împotrivă, se abține cineva. Mulțumesc. Comisia economică. Dacă sunt întrebări la discuții, dar... N-am mai votat odată proiectul ăsta. Ba, nu, 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 doamna președintă. La fel să acum votăm și proiectul. Proiectul s-a votat la baza de studiu de fezabilitate. Dar nu știu că au crescut. Da, pentru că acum suntem la faza de proiect tehnic. Aici avem detalii de execuții și ce n-a fost acoperit, a fost acoperit, iar pe de altă parte au intervenit și măsurile impuse de ISU în vederea obținerea vizului. Lucru care nu a fost inițial luat în calcul. Alte discuții dacă mai sunt, la Comisia Economică. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Șapte. Proiect de hotărâre privind transmiterea folosinței statului situate în municipiul Moinești, strada Tudor, plan invers cu numărul 151B, județul Bacău, către Agenția Națională pentru Locuințe. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Mulțumesc. Comisia Juridică, discuție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votate. 8. Proiect de hotărâre privind închirierea directă a unui teren situat în municipiul Măinești, strada Tudor Vladimirescu, zona Bazar, în favoarea SC, acuie la 30 km SRL. Deci, poate vă întrebați unii în ce parcare și unde. Este vorba de spațiul acela din Nevila, am mai făcut un spațiu comercial. În partea stângă, cum intre acolo, e o zonă neasfaltată, nepavată. Am impus, odată cu eliberarea autorizației de funcționare, executarea acestui papaj. Pe perioada execuției, terenul va fi închiriat societății respective, urmând ca noi să beneficiem de, și noi de acea parcare pavată. Mulțumesc. Comisia de urbanism, discuții. Dacă nu sunt discuții, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votate. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri imobile din domeniul privat în domeniul public al municipiului Moinești, situate în municipiul Moinești de Bacău. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Comisia Juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votată în amintă. 10. Proiect de hotărâre pentru stingerea litigiului dintre SC Panimone sau Unești și Consiliul Local al Municipiului Unești, conform deciziei civile numărul 75 în 13.10.2015. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Cred că știți despre ce este vorba. Zona cu Trăița ne solicitau, au câștigat prin instanță, avea și o evaluare a unei sume sau să găsim un teren la schimb. Au venit cu propuneri, cred că e viabilă propunerea, putem să susținem și scăpăm de acest litig și pare mult. Care? Au mai venit cu o propunere, este aici la materia de ședință, au solicitat o zonă din bazar. Am refuzat-o cu bazarul, urmează să intre și au solicitat pe cea din spate la titidarii.
Unde sunt ceva construcția lor? Degrevează bugetul local de 30.000 de lei. S-a accesat situația? Da, vă rog. Comisia de urbanism. Supunem la votul. Cine este? Împotrivă, se abține, se abține. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Mulțumesc. Comisia juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Votată. 11. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local din Municipiul Mureș, numărul 117 din 28.07.2017, privind stabilirea salariilor de bază pentru personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Mureș, personalul aparatului de lucru al Consiliului Local și personalul din cadrul serviciilor publice aflate în ordinea acestora. Am să fac o mică precizare. Știți cu toții, în iulie am aprobat acei coeficienți pentru fiecare funcție în parte, după care s-a aplicat întregului aparat în care, începând cu data de 1 ianuarie 2018, salariul minim pe economie va fi 1.900 de lei, din care vor face parte și acele cote care merg pe prestat plătite acum de angajat, dar în sarcina tot a angajatorului. Creștea salariul de la 1.400, crește salariul de la 1.450 la 1.900. Dar adăugând cotele pe care le plătim acum noi angajatului la stat, reținute de la angajat, salariul duce undeva la 1.776 de lei. Dar să ajungă la 1.900, deci la coeficientul 1, se mai adaugă fiecărui, deci o creștere salarială fiecărui muncitor necalificat care are acest minim pe economie, de 124 de lei. În intenția legiuitorului a fost ca această creștere să se regăsească în mod special celui cu venitul minim garantat. Dacă am fi aplicat acest coeficient tuturor salariaților din primărie, atunci anvelopa salarială a primăriei creștea undeva cu 10-11%, undeva la 1 milion de lei. Astfel, prin reducerea acestor indicatori, acestor coeficienți, s-a trecut, nu se reduce niciun coeficient la cel cu minim pe economie sau aproape de minim, pentru că s-a intenționat o diferențiere față de următoarele gradații și încadrări ale salariaților din aparatul de lucru. Și am redus coeficienții cu 5%, parcă da, vis-a-vis de cei aprobați în luna iulie 2017, iar creșterea anvelopei salariale este undeva într-un an, la aproximativ 400 de mii de lei. Mulțumim. Dacă mai sunt discuții, Comisia de Urbanism. Deci nu pierde nimeni la salariu, la toată lumea e o creștere, dar mai semnificativă la cei cu salariu mai mic decât la cei cu salariu mare. Rămâne echilibru, se creează un echilibru. Se creează un pic echilibru. Da. Dacă mai sunt. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, dar cum e să Comisia Economică, dacă sunt alte întrebări. O să trebuia să mă abțin, având în vedere cum vreau să fiu un conflict de interes. Având în vedere că soția este și angajată la unității administrative teritoriale. Și în al doilea rând, chiar și reducerea asta, nu știu dacă ar fi fost singura fezabilă. Pentru că sunt o parte din colegi care știu că la o unitate, la o întreprindere, nu întotdeauna reducerile de buget se transformă în reducerea salariilor pe ansamblu. Cred că se pot găsi și analiza și alte măsuri. Se pot externaliza servicii care le facem la ora actuală, având în vedere că nu suntem o unitate profit. Deci, externalizarea anumitor servicii, cred că ar degreva bugetul local. Și s-ar putea monitoriza mult mai ușor chiar și prestațiile. Sunt o grămadă de unități prestatoare de serviciu care conducta pentru primărie. Ne-am obișnuit de fiecare dată să transformăm primăria, unitatea administrativă, ca o societate benefică de a bineface. Profit nu avem, dar bineface. Nu am văzut niciodată să penalizăm
asociațiile de locatari, cetățeni din localitate care nu depozitează bunul, care nu vine iarna. O să plângă și o să-l jure tot. Întâi pe domnul primar, îmi pare tot, dar așa e populația, întâi îi jură primarul și după aia pe noi tot celălalt, că nu vine să-i dea zăpada din fața blocului. Trebuie să plătim noi ca să luăm zăpada din fața blocului. Eu sunt de acord, dar și cetățenii trebuie să înțeleagă. Vrem în UE, vrem servicii de calitate, dar pe cetățeni se coste zero. Primăria cred că încearcă să fie profesionalistă, să promoveze competența, dar în situații de genul ăsta, tot plafonul, salariile colegilor cu care încearcă să facă față solicitărilor cetățenilor, cred că va fi foarte greu. Cred că va trebui să ne gândim să mai externalizăm, să vedem dacă... Deja mulți cetățeni mă întreabă dacă știu, de exemplu, n-am apucat să verific ce-i drept, pentru că comunitatea noastră administrativ-teritorială are o schemă mult mai numeroasă decât municipiul unei. Nu știu. Chiar sunt curios. Nu este adevărat? Că nu știu. Nu. V-am spus. Eu o spun chiar și cu... Municipiului Băinești e de 254 de angajați, cu totul creșă, centru social, evidență populației, poliție locală, stare civilă. La asta se mai adaugă aproximativ 170 de persoane însoțitori pentru persoanele cu handicap, care, la rândul lor, au contract de muncă cu primăria. Deci, primăria Onești, vă spun că, din discuții cu primarul, în luna iulie, când am avut acea majorare prima dată, undeva la 350-360 de angajați, dar ei mai au societate comercială, care au 700 de angajați la societatea comercială, ceva ce în presepție am avut noi înainte. Da. Da, grevează foarte mult, pentru că l-am întrebat pe primar cât cheltuiește. Nu știu, da, trebuie analizată. Trebuie analizată. Așa, din discuții libere, ce pot să vă spun, sunt o parte din colegii dumneavoastră, primari, care se gândesc să-și reducă numericul. N-am gândit acum la o reducere a numericului, semnând o reducere de organizare. Reducere colectivă sau... Vă spun sincer, deci, și pentru că au avut 10.000 de salariați, mai suntem 1.000. Este foarte greu pentru cei care au rămas. Sarcinile de servici sunt aceleași. Salariile nu au crescut. Dar nici nu s-au micșorat. La momentul ăsta tot crește, nu se micșorează niciun salariu. Eu așa... Niciun salariu. Cel puțin acum, se modifică... cumva absolvit, oricum abțin să nu intru un conflict de interes, cel puțin după aia mă sunt și pe mine, că eu am diminuat acei indici. Nu. Din punctul ăsta de vedere, deci s-au diminuat, dar salariul crește la fiecare, să știu. Trebuie analizat, s-ar putea să fie loc de a crește la cei care, într-adevăr, depun efort alături de voi, să presteze niște servicii de calitate. Revine. Să pot îmbunătăți calitatea prestațiilor. Tot vorbeați de abținere. Asta revine, în mare parte, colegilor mei de aici. Nu cei din primărie acum, sau care sunt șefii, directorii de serviciu care întocmesc fișa postului, care întocmesc calificativele la sfârșitul anului și tot dumneavoastră sunt cei care pot propune și sancționare atunci când un salariat de subordine nu-și face treaba. Eu vă răspund la ce m-ați întrebat. Păi și acum, de exemplu, când ați avut aceste discuții cu aparatul dumneavoastră, nu știu ce măsură au fost de acord, noi nu știm, ne-a spus în față proiectul de lege, îl hotărâm, ați aruncat responsabilitatea pe noi. Au fost, nu, au fost, am avut întâlnire cu salariați. Nu știu, cu salariați. Pe noi din precedinții măcar din comisii, să știm, să fie transparență, au fost și sindicate, nu știu. Este, a fost. Ca idee. Au fost toate. Deci în lege, și poate, în lege, acum, da. În lege scrie, da? Mă abțin că nu vreau să intru să fiu acuzat de conflict. Tocmai asta, asta e discuția. Da. Nu, da, e și una și alta. Că dacă nu era acea cu conflictul, poate... Dacă nu, vă abțineți, nu se poate aplica, nu se, toți nu se poate aplica legea de la 1 ianuarie. Eu am zis ca și punct de vedere și legat de punctul tehnic de vedere și ca fapt că mă abțin, pe al doilea motiv. Mulțumim. Nu am mâncat la orice punct. Și dacă mai zici la ședința Consiliului de Etică? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Se abține. Împotrivă? Se abține?
Eu mi se pot, dar n-am încredat în conflicte. Comisia juridică, discuții, urmărirea proiectului. Nu, stați că aici nu am juridică. Eu, ca secretar aici, comisie, nu-mi dau seama cum au votat colegii. Deci avem puțin o abținere pe domnul... Nu, și aici colegi în spate pentru sau... Deci, dar noi constateți unul lipsă. La Comisia Economică. Care sunt? La Comisia Economică. Domnul Pavel, domnul Văsăi. Aș vrea să repete votul, vă rog, la Comisia Economică. Deci... Cine este pentru? Deci 2, 3, 4, acum e clar, da. Împotrivă, se abține cineva, nu votează domnul Văsăi. Mulțumesc, Dumnezeu. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Da, să fie revedere, domnul Grea, și așa trebuie să fim cu toții, să ne spunem punctul de vedere, pentru că numai atunci se face sfatul lucrurile cum trebuie. Sigur, care este atât de înțeles și cu sfatul lucrurile cu ordine, trebuie să realizăm când e vorba de cheltuielzare. Domnul Marea deja un nume în orașul ăsta, că este extrem de radical, ceea ce trebuie cheltuielzare. Sunt convins că are vederea acest lucru și cu aparatul de vizavire cu noi și asta e foarte clar și foarte multe lucruri aici. O să dezbatem la diverse. Poate să vedem în asta diverse ce ne spuneți, pentru noi la diverse trebuie să spune cetățenilor și ne este extrem de greu să discutăm subiectul ăsta. Poate într-un mare zbor să stingem și să rezolvăm problema. Dar e bine, lucrurile sunt bine rezolvate. Da. Alte discuții? Întrebați, dacă nu supunem la vot proiectul și împotriva, se abține cineva? Se abține cineva? 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifelor pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate din municipiul Măinești. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, spunem la vot proiectul. Cine este pentru? Potrivă, se abține cineva, mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dar nu se punem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Comisia Juridică, discuție, întrebări, marginea proiectului. Dacă nu sunt, se punem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, votată. 13. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului al Municipiului Măinești numărul 129 din 30/8/2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Măinești în Consiliul de Administrație ale Unităților de Învățământ de Stat de Stat din Municipiul Măinești de Subacău. Comisia de Urbanism, discuții... Hotărârea trecută erau trei persoane. Doamna Dr. Tincu, domnul Ionel Butar, domnul Ilie Vasile. Trebuie să rămână doar doi. Dacă cineva vrea să se pune voie, am eu rugăminte să mă rugați eu. Da? Că sunt pensionar, am nevoie de liniște. Și din respect pentru celălalt colegi. Am mai și greșit. Eu cred că... Domnul președinte. E mai bine așa. Supunem la propunerea domnului consilier. De a se retrage din Consiliul Administrației la colegiului Tei cu privare pe Bălcea. Trebuie să rămân că o nominalizează doi. Sunt rămân propunerile doamna Tincu și domnul Bucar. Da. Da. Au făcut pe doamna Tincu. Doamna Tincu și doamna doctoră. Și domnul Bucar. Supunem la vot propunerile. Pentru doamna Tincu și pentru mine. Dacă sunteți împotrivă, Comisia Economică și supunem la vot hotărârea. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva. Comisia Juridică. Supunem la vot cele două propuneri, doamna doctor Tincu și domnul profesor. Cine este pentru? Împotrivă. Se abține cineva. Votată. 14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Moinești de Subacău. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Mulțumesc. Comisia Economică.
Dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu spunem la vot, cine este pentru, împotrivă, se abține cineva. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul, cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, votată. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului infrastructură socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități în municipiul Mâinești, județul Bacău. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Mulțumesc. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Comisia juridică, discuție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votată. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea evenimentului Ziua Națională a Culturii Române. Comisia de urbanism, discuție. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Trecem la ordinea de zi, dumneavoastră. Proiect de hotărâre privind repartiția locuinței sociale situate în municipiul Mâinești, strada Eremia Grigorescu, bloc de 2, apartamentul 18. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Mulțumesc. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Votată. Mulțumesc. Voturi împotrivă. Abține. Nu sunt.
Una imunitate de voturi a fost adoptat proiectul de hotărâre. Domnule președinte, vă rog să fac Domnilor și domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile articolului 39 din legea 215/2001 și prin dispoziția primarului municipiului Voinești numărul 1447, s-a convocat astăzi Consiliul Local în ședința ordinară. Ați luat cunoștință de ordinea de zi prin notificările primite și prin în comisie. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? La fel și ordinea de zi suplimentară. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 a municipiului Moinești. Rog raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru amendamentul propus de doamna director. Mulțumesc. Raportul Comisiei Economice. Comisia vizează favorabil proiectul de hotărâre, 6 voturi pentru și cu amendamentul. Mulțumesc. Raportul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil pentru proiectul de hotărâre, cu amendamentul propus. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul în forma propusă de inițiator. Cine este cu amendamentul propus de azi? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Moinești, preliminată la data de 31.12.2017. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi de atunci. Raport Comisia Economică. Membrii Comisia de Favorabil proiectul de hotărâre, 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe teren și taxei pe terenurile care contribuie la exploatarea resurselor de apă, precum și pe terenul folosit ca zonă de protecție a bazinilor de alimentare cu apă și apă uzată din municipiul Moinești. Rog, raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Rog, raport Comisia Economică. Membrii Comisiei vizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență în vederea refacerii unei locuințe din municipiul Moinești, distrusă parțial în incendiu. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia, raport Comisia Economică. Membrii Comisiei vizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice supraetajare sală festivități strada Vasile Alexandru numărul 14 în municipiul Moinești, faza proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 3 per CCF per 2016, proiectant SC Group, consult proiect SRB Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisiei Economică. Membrii Comisiei vizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Raport Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 7. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a unor imobile situate în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, numărul 151B,
județul Bacău către Agenția Națională pentru Locuințe. Rog. Știți, știți cu toți despre ce este vorba, e acea aripă din clădirea hotelului bază de tratament. A fost domnul director general de la ANL aici în oraș, pentru că au început cele două blocuri la Răcăcești, au ajuns aproape de cota zero și au cheltuit banii pe mare parte din banii alocați în acest an la cele două blocuri. Iar aici, ieri am fost la Compania Națională de Investiții cu o solicitare pentru a include în lista pe la anul a acestei baze de tratament. De asemenea, am fost și am depus adresa și la Ministerul Sănătății și am discutat cu doamna secretar de stat de acolo, în vederea obținerii unui aviz de principiu pentru ca aceasta să funcționeze ca o unitate sanitară. Da, rog raportul comisiei. Tot ieri, din mai întâi, am avut vizita celor de la Compania Națională de Investiții. Au identificat locațiile pentru care am depus cerere. Deci, pentru asta deja era trimisă prin fax cererea. Ieri am depus în original și am discutat cu doamna director a Companiei Naționale. Au venit în teren, au fotografiat, au vizualizat clădirile. De asemenea, au fost la Strand, la fostul centru de... la viitorul centru sportiv, să-i spun așa. Urmează să deschide o axă și acolo pentru bazine de înot. Cu siguranță va fi inclus în acea listă. Totodată, dumneavoastră au fost și au vizitat și locația de la spital pe care urmează să execute acea extindere care am aprobat în ședința trecută. Da. Mulțumesc, doamna primar. Raport Comisiei Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisiei Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Raport Comisiei Urbanism. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Dacă mai sunt alte discuții de marginea proiectului, poate fi domnul. Partea asta de ANL pentru toată lumea sau nu aveți clarificare? Pentru cei din sănătate. Deci, da, pentru clarificare. Ce? Clădirea cu 7 etaje. Deci nu pentru... Nu. Vor fi locuințe, numai locuințe pentru cei care lucrează în sănătate, fără limită de vârstă. Până acum era limită de vârstă până la 35 de ani. Acum sunt fără limită de vârstă. Și la celălalt de ANL? Acolo sunt cu limită de vârstă până la 35 de ani. Da. 52 de locuințe acolo au făcut. Mai sunt discuții. E gata în octombrie, da. Dacă nu mai sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Vot. Proiect de hotărâre privind închirierea directă a unui teren situat în municipiul Moinești, strada Tudor Vladimirescu, zona Bazan, în favoarea secția cu prima SRL. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Dacă nu, unanimitate. Nouă. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri imobile din domeniul privat în domeniul public al municipiului Moinești, situat în municipiul Moinești, județul Bacău. Este vorba de acea clădire de la privată de la Alcor. Mai nou s-a mutat direcția de asistență socială de aproximativ o lună de zile. Am depus proiectele amelopare clădiri publice la ADN Nord-Est. Este în curs de evaluare. Domnul Armean, dacă ne spune, știe ceva până acum? Întrebări și a trecut de prima fază, cea mai mică. Deci. Asta este o nouă piesă la dosară, se facă parte din domeniul public. Ajutor la urmă, pentru că suntem tot la această clădire, am eliberat aproape în totalitate clădirea de jos de la fosta pediatrie, fosta direcție de asistență socială. Mai sunt cei doi cărora le-am găsit loc într-un apartament al primăriei, am transformat o locuință socială și repartizăm astăzi, da? Am reparat-o, i-am și vom muta probabil mâine, urmând ca acea clădire care este în litigiu cu Consiliul Județean, să vedem cine va urma pașii pentru demularea ei, pentru că nu mai poate fi o creată pe tine. Noi sau Consiliul Județean. Partea de pensii sunt... S-a mutat tot aici. Tot aici. Cu intrarea prin spate, pe lângă casa praznică. Unde era înainte? Era șomaj, exact în birou unde era șomaj, este casa din pensii și pe volul altul e direcția de asistență socială. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi raport pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Mai sunt întrebări, discuții pe marginea proiectului?
Dacă nu s-o supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat unanimitate. 10. Proiect de hotărâre privind stingerea litigiului dintre Sece Panimon, Piesa Bonești și Consiliul Local al Municipiului Moinești, conform deciziei civile numărul 605 de 13.10.2015. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt supune la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 11. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești numărul 117 din 28.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Moinești, personalul aparatului de lucru al Consiliului Local și personalul din cadrul serviciilor publice aflate în subordinea acestea. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia de Lucruri Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 5 voturi pentru, iar în locul consilier Sandu Teodor nu votează. Da. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 6 voturi. Discuții pe marginea proiectului. Optiziune. Aici vis-a-vis de ce a zis domnul consilier. Legea va permite să nu face salarizarea în funcție de performanță? Nu, pentru. Adică ai voie ca o serie de... Pentru performanță poți să acordi poți să acordi până la 5% la urmă. Poți să acordi. Fac și o precizare la acest proiect se pot acorda sub formă de premii până la 5%, dar să nu depășească două salarii minim pe economie, pentru performanță. Pentru excepție, mai mult. Mă refer că Bănescu se poate ca la un SRR sau un ADSA. E ca un angajat militar cu salariu mai mare. Nu poți, pentru că am aprobat acest coeficient și trebuie respectat la fiecare funcție în parte după gradul și încadrarea care o are. Vechime. Da, de asta zic. Păi nu pot să depășesc. Nu fac eu salarii către deci, mai urgent. Da, aia spun. Deci, ca salariul de bază, nu se poate depăși salariul domnului vicepreședinte. Până acolo este nimic. Și la proces, și cu durul, și cu durul. Ești la proces. Ești la proces. Se pune la orice societate în care lucrează pe profit. Că se reduc cheltuielile sau eu un buget limitat sau un buget. Asta este economia de piață la un fel. Diferența unitate bazată pe profit. La o unitate, în mod profit, cum este o unitate administrativă teritorială, se poate pune problema. Fac față la solicitările zilnice cu 200 de salariați sau pot să-mi permit să lucrez cu 100 de salariați? Trebuie să stea numai puterea primarului asta, pentru că primarul nu stă în birou colegii care lucrează zi de zi. De aia, de la fiecare din sală, la care face pregătirii și pentru care v-ați simt să ia măsuri atunci când un coleg din subordinea lui nu face treabă. Asta este chestie de regulament de ordine interioară pe care vorbesc că salariația unității are și administrativ teritorial îl respectă. Eu am pus problema din punct de vedere economic, din punct de vedere și sindical, dacă doriți. Într-adevăr, ca sindicalist, te voi opune întotdeauna unor diminuări de index. Dacă ești din partea patronatului, întotdeauna vei fi contra. Este foarte greu. Pentru că știm ce s-a întâmplat și vă dau un caz concret în Petrom. Este o muncă fantastică. Când sunt probleme de genul ăsta de constrângeri de buget, de profit, de reduceri de bugete de cheltuieli și așa mai departe. Nu e ușor, într-adevăr, să dai din 10.000 de salariați să ajungi să faci aceeași producție, același profit cu 1.000 de salariați. Schimbați patronul, puneți român. La dumneavoastră, să vă vedeți... Nu se mai poate schimba, pentru că tot noi, ca nație, am fost proști și am dat-o la auspieci. Dar nu vă gândiți că dacă era un român, poate nu făcea la fel. Pentru că e vorba de profit. Nu o făcea. Și de rentabil. Ei, nu. Dacă era la român, era bun. Era curat. Te zicem... Dacă era la...
2 luni. Acolo se vorbește, se vorbește de profit, aici nu vorbim de profit, ci trebuie să ne încadrăm în cheltuieli de personal, la funcționare și dezvoltare. Sunt două bugete. Și de materiale și de tot ce aveți ca... Funcționarea, pe de o parte, nu putem depăși și la ora asta suntem undeva cu funcționarea la total venituri din diverse. Dar nu am nici mie nu-mi place să reduc sau... V-am spus, nu este o, nu este o diminuare a niciunui salariu. E o creștere, da? Cu aparatul dumneavoastră, nouă ne-ați transferat niște indici și niște salarii. E bine, e rău, n-aș putea să spun. Deci de la indice aprobați, merg către salariat. Nu poți să dai unui salariat preferențial. Deci ați aprobat o funcție... Dacă se poate analiza din punct de vedere a numericului, cum face orice unitate. E o problemă care se analizează în timp. Nu, astăzi ne apucăm de o conciliere colectivă. Nu se poate. Dacă procedam la o conciliere colectivă, poate nu umblam la indici. O problemă care se poate analiza de cursul anului viitor. Mulțumim. Este o soluție de moment, să zic, foarte bună, foarte înțelegătoare. Cred că a fost în mare majoritatea creată de personalul din primărie, dar trebuie avut, poate, nu știu, din moment ce noi n-am asistat, măcar ca președinți de comisie sau delegați din partea comisiilor care suntem, nu pot să acuz pe nimeni. Nu e rău, nu prevedea nici așa. De acord cu dumneavoastră, dar nici așa părerile sunt împărțite. Da. Supunem la vot proiectul în forma propusă de inițiator. Cine este pentru? Împotrivă? Vă dat cu 16 voturi pentru și O participare la nevot. Da. 12. Proiecte hotărâre privind aprobarea majorării tarifelor pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate din municipiul Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Discuții. Pe marginea proiectului. Contractul de delegare când se expiră. A trebuit pe viitor. Ce am observat și rândul trecut când l-am votat, nu este în concordanță cu legea 1, cu regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ, care acolo spune elevul, studentul, are gratuitate 50% pe mijloacele de transport. Am înțeles că dă o reducere de 20% la abonamente, cel care face, dar e și elevul de la Alexandru Sever, care odată în pe lună poate vrea să vină în Moinești. Atunci scoate carnetul de ele. Ar trebui prevăzut lucrul ăsta. Ceilalți au abonament, cei de la liceu. Da. Trebuie atunci când n-ați făcut acolo. O să ținem cont. Trebuie să pregătești și pensii, dar cineva o să vrea. Supunem la vot proiectul în forma propusă. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat? 17. 13. Proiecte de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești numărul 129/30/2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Moinești în Consiliile de Administrație ale Unităților de Învățământ de Universitar de Stat din Municipiului Moinești, județul Bacău. Raport Comisia de... Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi. Raport Comisia de Urbanism. Au avizat favorabil cu 6 voturi. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, votat cu 17 voturi. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcție ale Direcției de Asistență Socială a Moinești, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi.
Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată în unanimitate. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Infrastructură Socială Comunitară pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, Municipiul Moneș, Județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre 6 voturi. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil 6 voturi. Discuție pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea evenimentului Ziua Națională a Culturii Române. Aviz raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil 6 voturi. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Trecem la ordinea de zi suplimentară. Proiect de hotărâre privind repartiția locuinței sociale situate în municipiul Moineș, strada Ermia Grigorescu, bloc Z2, apartament 18, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil cu proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. La diverse. Da. Spunea mai înainte, domnul consilier, de situația creată, o situație fără precedent în țară, nu de acum, în județul Bacău, pentru că e situația județului Bacău și nu a municipiului Moineș. Am participat în marți la adunarea generală a asociației, a DIS-ului, la care a participat domnul președinte, aparatul de lucru, dar nu a fost vorum și de aceea nu s-au luat hotărâri. Cu toate acestea, au trimis către Consiliul Local, astăzi am primit la mapă, hotărârea prin care să aprobăm încheierea contractului cu nou operator la stațiile de sortare și transfer din județ. Deci după 3 ani de judecată a câștigat Ecosud, care de fapt era de câștigător de prima dată, dar celor din ADIS s-a părut pe prețul prea mic. Așa am fost informat ultima dată, mi se pare ceva neobișnuit ca să-l refuz, să-l adjudeci pe cel cu prețul cel mai mic. După 3 ani de judecată pe la Compania Națională și prin instanță, a rămas tot la câștigător, dar noi am întârziat 3 ani. Din vina aparatului de lucru de la ADIS, pe care l-am, de mai multe ori, i-am făcut incompetenți. Și sunt reprezentanții noștri, de fapt, reprezentanții primăriilor. Dar sunt acolo angajați de comitetul director și de președinte. Degeaba am propus eu odată și chiar demisia, pentru că nu s-a ținut cont de ea. Am ajuns în situația asta că după 20 de luni de prestații la Moinești, să sisteze Ron Prescu. Pentru că tot acest aparat de lucru n-a văzut nici la 3 luni, nici la 6 luni, așa cum se sistează veniturile IVG-ul în cazul în care depășim și facem arierate, depășim 90 de zile la plata unor facturi. Ne sesizează TIS-ul, de fapt, dacă nu ne sesizăm noi, că ne sesizează acele venituri. Acest aparat de lucru n-a la măsuri nici la 3 luni, nici cu Moinești, nici cu Dărmănești, nici cu celălalt de comune care sunt în situația noastră. Dar, acum când Rombrescu a asistat, nu pliază ca să facă echipă, să spun așa, cu noi, cei care suntem la ora asta asistați, ne este asistat colectarea deșeurilor și transportul lor la depozitul regional. De ce spun acest lucru? Pentru că directorul ADIS, cel plătit de noi, apare la realitate săptămâna trecută și spune că acest proiect va fi pierdut dacă Moineștiul nu achită 21 de miliarde, Dărmăneștiul 15 miliarde, nu știu ce comune și așa mai departe. Niște sume exorbitante. Dacă luăm în calcul că noi, în 20 de luni, am achitat la prest aproape 14 miliarde de lei. Și cu 21 care spune că suntem prestanți, iată 35 de miliarde. Împărțiți la numărul populației căreia îi se prestează acest serviciu și vedeți și puneați cam cât ar trebui să plătim noi pe acest gunoi. Am susținut, susțin în continuare și faptul că nu am majorat prețul la gunoi, pentru că taxe speciale, pentru că noi suntem cei
care am funcționat și știm cu toții și am reușit cu 7,50 lei și am menținut cu toții această taxă, pentru care astăzi suntem dați în judecată. Am deschis noi o acțiune în urmă cu câteva luni pentru a anula acele notificări pe care ni le trimitea ADIS-ul cu datoria către ei. Astăzi ne-au trimis o plângere prealabilă pentru suma de 2.100.000 de lei. Vom depune și noi documentele necesare și întâmpinare la acțiune. Vom răspunde plângerii penale. Dacă ne vor acționa în instanță, vom depune întâmpinare pentru a susține că nu e o datorie presupusă și nu putem achita servicii pentru persoane cărora nu li s-a prestat acest serviciu. Și legea 101 prevede de altfel lucrul ăsta, 101 privind serviciile publice, că nu trebuie să plătească cel căruia nu i s-a prestat acest serviciu. Mai mult decât atât, chiar dimineața mi-a arătat doamna secretar, la recensământul din 2011, peste 4.000 de persoane care lipsesc peste 12 luni din oraș. Sunt plecate definitiv, pe perioadă îndelungată. Recenzate. Cu documente, deci nu cu... pe care o să le trimit și pe acestea la ADIS, să demonstrăm că aceste persoane n-au fost și o să le depunem și la instanță. Dar astea sunt de viitor, ce vă spun, și nu știu ce o să facem în prezent. Ieri am apelat iar la Agenția Națională de Protecție a Mediului, a avut discuții cu doamna Ministru al Mediului, doamna era în ședința de guvern, n-am putut să stau de vorbă cu dumneavoastră, dar am stat cu președintele acestei agenții, care este cu rang de secretar de stat. Face demersuri, dar în continuare trimite spre Consiliul Județean și ADIS Bacău, din care facem parte toate localitățile județului. Am venit cu propuneri pentru a da dovadă că ne dorim continuarea acestui proiect și nu excluderea noastră, așa cum se cere astăzi, excluderea Dărmăneșului. Nu știu de ce numai a Dărmăneșului, că Dărmăneșul are mai puțină datorie ca noi, dar astăzi o cere la Dărmănești, probabil luna viitoare pe a noastră. Au mai ținut-o și vă spun și din ce motiv, pentru că avem în proprietate această stație de sortare și nu poate încheia contractul nou dacă nu va da acea stație în administrare noului operator și atunci ea o problemă cei de la ADIS. Eu le-am spus, așa cum v-am explicat și la trecut și dumnealor, că mă țin de cuvânt în ceea ce am propus acolo în ADIS, că mă țin de cuvânt ce am propus și în Consiliul Local, adică să virez acea sumă pe care am votat-o noi ca și subvenție, am și virat-o zilele trecute în contul ADIS, avem în dezbatere publică hotărârea cu prețul conform politicii tarifare aprobate în 2010, ținând cont de salariul minim pe economie astăzi, ținând cont de creșterea euro, de creșterea tuturor cheltuielilor de funcționare și a celorlalte utilități. Și cu toate acestea, am înaintat adresă Consiliului Județean, ADIS-ului, Prefectului și spun că în continuare nu ajung la o înțelegere cu operatorul. Am propus virarea acelei sume, iar pentru suma restanță, până la 21 de miliarde, ce va spune instanța, în momentul ăla ne vom supune noi sau ei, cu toții, de fapt, ne vom supune acelei hotărâri judecătorești, care are de plată, vom suporta consecințele fiecare. Iată că astăzi am fost din nou în biroul prefectului, m-am plăcut și am plecat la 2, eram înapoi, pentru că la ora 3 a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, în urma Comitetului Local hotărârii Comitetului Local întrunit săptămâna trecută, când am cerut din nou, când am cerut prelungirea stării de alertă, alături de noi, să spun așa, a cerut stare de alertă orașul Dărmănești și comuna Secuiești. Fiind vorba de mai multe localități din județ, prefectul a solicitat Ministrului de Interne avizul pentru declararea stării de alertă pe județ. Acum, la ora 3, este întrunit Comitetul Județean pentru Situații de Urgență pentru declararea stării de alertă. Am mai avut stare de alertă o lună de zile. Știți cum am procedat. Ne-am întâlnit cu utilajele noastre, cu muncitori de la 4, cu oameni muncitori de la 416, cu cei din aparatul de lucru de la Direcția Domeniul Public și Utilități Publice. Ne-am întâlnit ca în urmă cu 40 de ani. Nu cu căruța și calul, dar cu tractorul și autoutilitarele primăriei, dar prin manevrarea acelor cubele de 1,1 metri cub și știți ce înseamnă ca și greutate de către acești muncitori. Suntem în aceeași situație și astăzi. Mai mult decât atât, astăzi a venit Garda de Mediu. Să știți că n-a mai fost de lucru. Deci, de 2-3 ori pe săptămână și ne-a spus că revin din nou miercuri. Astăzi a încheiat o notă de constatare. Data trecută a încheiat un avertisment. Astăzi, un avertisment și un proces verbal
15.000 de lei amendă. Amendează primăria și primarul pentru că au procedat la colectarea deșeurilor de la puteri. Bineînțeles că am făcut obiecțiuni conform legii 215, care am atribuții în legea 215 pentru salubrizarea orașului. Am făcut obiecțiuni la acest proces verbal, nu l-am semnat, îl vom contesta în instanță. Dar faptul însuși că suntem vizitați de 2-3 ori pe săptămână de garda de medici și numai Măinești și Dărmăneștiu, e un semn de întrebare. De ce nu și celelalte localități din județ, cărora le este asistat sau cărora la ora asta nu le este asistată colectarea, dar au datorii în proporție, dacă facem proporția cu o comună cu 3.000 de locuitori, are datorie 7-800 de milioane, vă dați seama că e o proporție egală cu a noastră, dar nu are asistat. Probabil dumnealor și-au luat angajamente că după sărbători, luna ianuarie, februarie, când știm cu toții că sunt creșteri la încasarea veniturilor proprii, datorită acelor reduceri de 10%, dar nu taxei speciale, reducerea impozitului, și-au luat angajament că vor plăti. Vor plăti la început de an, nu știu de unde vor plăti mai încolo. Dar vă spuneam că nu-mi doresc nici eu și nici dumneavoastră, cred, să ieșim din această asociație sau să nu ni se mai presteze serviciul, mai ales că acum va începe și colectarea selectivă după ce se va încheia acel contract. Și am dat dovadă că vrem acest lucru. Nu dă aceeași dovadă asociația din care facem parte, cu președintele Consiliului Județean, care este și președintele asociației, pentru că făcând aceste demersuri, am plătit, am promovat acea hotărâre, urmează să înceapă colectarea selectivă, am întocmit contracte împreună cu cei de la Rombrest pentru aproape 3 sferturi din agenții economici din oraș. Iată că s-au făcut pași importanți și mai urmează și ar însemna o reducere a cantității de deșeuri care ar trebui transportată pe viitor, mă refer la deșeul menajer din municipiul Măinești, de la populație pentru care se plătește această taxă specială, s-ar reduce prin reciclare, s-a redus deja prin colectarea de la agenții economici, unde mai este modelul. Dar așa cum spunea și domnul consilier, implică și atitudinea noastră ca cetățeni, atitudinea civică față de cei din jurul nostru, pentru că dacă am trecut prin această criză, s-a văzut o mai mare dezordine în jurul containerilor. Dacă omul a văzut că e cu noi înăuntru, nu s-a mai dus nici măcar până acolo să depună, ce l-a aruncat de la distanță. Și aici ne poate confirma domnul director de la Poliția Locală că are întocmite procese verbale de avertisment și amenzi, dar nu putem fi în același timp și în toate locurile unde se depozitează deșeul. Am desființat, ați văzut, mai ales pe drumurile, pe drumul național, pe celelalte cartiere, am ridicat puterile de 1,1 metri cub din locațiile unde ar trebui să fie doar cubele pentru deșeuri reciclabile. Și vor apărea, dacă acest proiect va continua și dacă nu, noi tot trebuie să ne facem treaba să salubrizăm orașul, pe acele locații vor apărea cubele doar pentru deșeuri reciclabile. Fiecare cetățean are la domiciliu o cubelă pentru deșeul menajer și odată pe săptămână trece mașina pe la fiecare și lea. Cu toate acestea, cetățenii tot duc deșeuri la aceste cubele. În cantitate mai mică, ce-i drept. Am observat o diminuare a acestor deșeuri, mai ales la intrările din oraș. Cei din Comuna Podul, pe partea de Micleasca, unde erau, am pus mașină la 5:30 dimineața, mașină civilă din primărie, cu polițist local civil, a păzit zile la rând, dimineața la rând, acea cubelă până s-au lămurit cei de la Poduri, că e păzită și nu mai vin cu gunoi acolo. Același lucru s-a întâmplat la intrarea dinspre Zemeș, la Budaca, la fabrica de pâine acolo. Toți din Zemeș, persoane care au crezut de cuvință, vineau cu gunoi și îl lăsau acolo. Și acolo am întreprins acțiuni și iată că s-a redus și acolo cantitatea. Mai e de lucru în cartiere. De aceea vă cer sprijinul dumneavoastră în continuare să transmiteți cetățenilor că nu-i de vină primarul, nu-i de vină Consiliul Local sau aparatul de lucru că am ajuns în această situație. E de vină o asociație, consider eu, care nu și-a făcut treaba la timp. Poate și noi am trecut prea ușor prin acel contract atunci când l-am aprobat în 2010 și am crezut într-un proiect viabil, într-un proiect pe care Uniunea Europeană l-a finanțat și cu toții am sperat ca să ne îmbunătățim această activitate și nu să o răutățim așa cum s-a întâmplat astăzi. Ne era bine cu acel serviciu, am crezut într-un serviciu mai bun și iată rezultatul. Cam asta despre salubritate. Orice contract poate fi reziliat, poate fi terminat. Da. Acest contract, la ora asta, nu poate, dacă solicităm o ieșire de bună voie din acest contract, putem fi acuzați că
nu ne-am dorit continuarea lui și suntem puni de plată pe tot ce s-a investit și nu pe o corecție, ci pe întreaga sumă. Cel care renunță, există și acest lucru, la atunci când ai accesat fondurile europene, mai ales, să fii pus de plată dacă refuzi de bunăvoie. Deci nu e un contract în care poți să renunți. Dacă renunți, ai această clauză. Să renunți. Înseamnă că acel contract nu a fost semnat în beneficiu ambelor părți. A fost unilateral. Vă spuneam acum câteva secunde de o trecere cu ușurință la acea dată, pe considerentul că e o îmbunătățire a acestei activități, poate și a noastră, poate și a celor de la ADIS, pentru că am susținut și susțin în continuare. Un studiu de fezabilitate e o propunere în prima fază, da? De acolo pornește acel proiect. Dacă un consultant, la vremea respectivă, așa a văzut dumnealui, noi am crezut că este bine și am aprobat acel studiu, da? Acela a propus consultant. Le-am dat exemplu unui bloc cu 10 etaje. Dacă facem un studiu de fezabilitate și acel proiectant, la etajul 2, nu pune fierbător, credeți că se face bloc cu 10 etaje? Nu. Se cheamă beneficiarul, se cheamă executantul, se cheamă proiectantul și vede de cum poate regla un NCS, un NR, notă de renunțare sau de comandă specială, ca să pună fierbător la etajul 2, să nu meargă până la etajul 10. Ei, noi suntem în situația asta cu acest proiect. Le solicit în continuare să solicite și dumnealor la rândul lor, la Ministerul Fondurilor Europene, reducerea numărului populației așa, cum este de fapt în țara noastră, reducerea cantităților, pentru că nu suntem la o cantitate de 0,94 kg pe persoană în urban și 0,44 în rural, așa cum au țările dezvoltate în Uniunea Europeană. Sau la care per Germania, Spania, Anglia, acolo poate face atât deșeu un cetățean. Eu zic că la România nu există, mai ales la o familie cu 7-8 copii să facă un kilogram de deșeuri pe zi, pe persoană. Am solicitat scris acest lucru, au trimis și dumneavoastră acolo. Mai mult decât atât, am solicitat și varianta care corespunde ordonanței 166 de România, care spune cât arunci, atât plătești. Aceasta n-a trimis-o la Ministerul Fondurilor Europene. Îmi insist și voi reveni la adresă să trimită și această propunere a noastră. Dar ADIS-ul care vrea să le protejeze pe noi. Se duce la televiziune, m-a spus nebla mea. Păi nu-i corect. Asta se exclude ADIS-ul ăsta. Să vezi că ar fi cum noi suntem ADIS-ul. Păi atunci ne se colindăm să colindăm puțin de sărbători, cu știm noi mai unește. Ce să ne facem? Dacă ajunge de nebolătii morale. Suntem o localitate din cele 65. Aceea situație are și Dărmănești, avem și noi. Eu vă spun că se declară starea de alertă, să spunem, în seara asta, dacă o dă. Am mai avut. N-am fost ajutat cu nimic în starea de alertă. Am mers la agenții economici autorizați în județ de a efectua astfel de activități. Dar nu au licență de exploatare pe municipiul Moinești, pe orașul Dărmănești, pe comuna Stecuieni sau Măgirești, care mai sunt în situația asta. Și atunci au refuzat. Și sub amenințarea unor deconcentrate. Mediu, ADRSC și așa mai departe, care le-a spus, dacă ai călcat în localităților, nu ai suspendat serviciul, vei avea probleme. Am vorbit cu ei seama la telefon, dimineața n-au mai răspuns, au spus, las-mă în face. Ei, singurul licențiat pe această zonă este Romprescu. Am solicitat asta prefectului astăzi, de asta am fugit la Bacău, să-i spun că dacă se întrunește Comitetul Județean, trebuie să-i impună Romprescului să vină să colecteze deșeul. Că eu nu pot negocia, a venit astăzi o adresă și îmi cere 110 lei pe metru cub. Noi acum în stație, cred că avem 2000 de metri cub. Ei, calculat 110, cam cât costă gunoiul din stație. Cum să-i dau 110 lei de 110 lei pe tonă? Pe metru cub, nu pe tonă. Pe tonă de prea 560 ceva de lei. Când Romprescu primește de la ADIS 317 lei pe tonă, iar astăzi de la primăria Moinești vrea 532 lei. Păi trebuie să le demonstrăm pe această lume. Am demonstrat tot ce s-a putut. Nu avem mai mult cu noi, sau că de fapt erau ei. Da. Da, da. Exact cum v-am dat exemplu. V-am dat exemplu blocului. Am mers mai departe la bloc, nu poți merge dacă nu-i pui ghele. Aici, dacă nu se intervine acum, deci proiectul ăsta nu are continuitate așa. Pentru că toate comunele, mă uitam pe o adresă astăzi care ne-au trimis un lucru, o comună cu 4600 de cetățeni la recensământ, astăzi declară primarul 2600. Faceți proporția, mie este cea de la Moinești, care avem astăzi 13.000 din 21.800, din 21.800. Nu e aceeași proporție. Deci, în tot județul este această problemă, toată țara.
le spun și îmi spun așa, deblocăm, ai plătit banii ăștia, dacă tu, primar, dai o declarație prin care te angajezi să plătești 9,97 lei, cum va fi prețul, ori 22.000 de locuitori. Ați semnat dumneavoastră dacă ați fi primarul asemenea, o asemenea hârtie, o asemenea document? Nu cred. Este logic. Sigur, trebuie să luăm în discuție ceea ce propun dumneavoastră acum, cu acel contract, cu numărul de persoane. Nu știu dacă vom vota, dacă nu, vom analiza în comisie și după aia voi supune plenului spre aprobare. Dar, dacă suntem în continuare asistați, ce să pierdăm noului operator? O stație plină cu deșeu? Dacă ia așa, n-am decât, eu ia promine. Dar nu, nu doresc domnii care vin acum să preia o stație cu 2000 de metri cu de deșeu menajer. Nu perfect. Dar, atunci o să vă rog pe dumneavoastră și cred că în colectiv trebuie să mergem la prefectură, la Consiliul Județean și mai departe, dacă e cazul. Pentru că eu vă spun că am văzut și Bucureștiul și Consiliul Județean și tot ce trebuie. Văd, asta e o problemă națională. Da, domnul. Este o problemă la nivelul întregii țări. Problema este în felul următor. Domnul consilier. În fiecare... Deoarece nu s-a atins niciun punct aici, dar cu multă dragoste și cu multă simpatie în colindele atât de frumoase care le-au recitat acești oameni cu dizabilități, m-a surprins într-un mod deosebit și cred că și pe dumneavoastră. Aș dori să amintesc că în acest an, în această lună, cu câteva zile în urmă, ne-a murit un mare român, domnilor. Este vorba de regele Mihai, care este o persoană inegalabilă pentru poporul român și s-a văzut pe toate pastilele românească. Cu bunăvoința domnului primar și a dumneavoastră consilier, eu aș vrea să-i păstrăm în mâine de recunoaștere noi, mâineștenii, dacă este posibil, domnul primar, pentru că o asemenea oameni se mai nasc. Niciodată. Și ne reprezintă pe noi românii. Este un lucru de mare valoare. Acești oameni trebuie să se pune lângă icoana noastră. Dacă mă gândesc foarte bine. Pentru că ne onorează asemenea oameni. Și cine ne-a vizitat statul român? Cele mai mari comunități ale lumii. Deci, eu unul personal aș vrea să vă spun un moment de reculegere, dacă este posibil. Dacă nu este posibil, fiecare să-și păstreze în cugetul. Mulțumim frumos. Da. Eu vă doresc la fiecare să vă doresc cu bine, să vină Moș Crăciun cât mai încărcat și să fim mai buni, într-adevăr, cu toți și să fim mai toleranți, dar să nu fim toleranți cu cei de la care ne vor rău și ne vor mai în oraș. Este foarte clar. Dar o să ne spun în stare o posibilitate, o fisură să ne deblocăm și de acest flagel care nu se poate. Deci trebuie să terminăm. Avem copii. Trec eu lângă tomberoane și cu asta cred că toți suntem de acord. Un Crăciun fericit la toți și la familia noastră. O zi bună. Da, domnul Poate. Pare foarte rău. Nu l-am observat. Să-l spune tot felul, n-am voie și nu se fac. Domnul la PNL. Problema este că problema cu noi este la nivel național. Hai să vedem, eu nu știu de cei de sus, nu noi, pentru că noi am avut situația asta nu datorită nouă, datorită celor care conduc România și nu văd ceea ce trebuie să facă. Problema este că din România se pleacă foarte mult, tineretul pleacă, iar noi generația asta ne împuținăm, care suntem generația lui Ceaușescu, cum se zice, plecăm în partea aia noastră. Dar în toate orașele, în toate localitățile, se mișorează populația de zi ce trece. Dacă nu vă vine să credeți, încercați să vorbiți cu un preot, vedeți câte mormântări am pe an și câte botezuri. Problema este în felul următor. Trebuie făcute presiuni la guvern încât să se plătească la cantitate. Pentru că asta este. Cât într-o localitate să face cu noi, să cântărește, să cântare, să duce, să... Se rezolvă problema asta la nivelul României, nu la nivelul Bacău.
Dar eu știu un singur lucru. Există o mafia gunoiului, toată lumea. Și acea mafie e foarte greu de înlăturat. Însă cei care conduc România trebuie să mai termină cu gărțile de mafie. Puteți să conducă România asta, nu trebuie condus. Atât. Mulțumim. Mai e cineva? Mai sunt. Domnul de la Procesiunea Muschela, care îmi place în clasă, nu de cei care vreți folosit acolo, să repare o ducea. Bravo, e. Mai e o problemă aici, de exemplu, de la sensul ăsta cicatorul, când se urcă, trebuie pus o balustradă acolo, pentru că vă două mașini s-au dus în răbaie. Vă două, trei mașini. Deci acolo, pe drumul ăla, care îl luăm noi în primire. Da, deci trebuie pus acolo, acolo o barieră, că să nu mașini. Pentru mult timp. Da. Da. Pentru că, știți cu toții, am mai făcut invitație și vreau să o repet. Pe 27, la ora 15, se pleacă de la cea de la Romanța, cu toate cetele. 14 începe în parc, 15 la rondul autogar, da? La 14 sunt copii de la școli care vă susține un program și de la clubul elevilor, doamna Iprim Marinica. Noi, în jur de ora 15.30, sper să ajungem aici la, în fața scenei. După deplasarea pe centru. Știți că în fiecare an se strânge acolo la autogară, în colonați venim până la parc. După care își vor susține fiecare program. Vă invit pe dumneavoastră să faceți parte din statul oficial, să mergem către scenă, da? Mască sau fără? A doua? Cortez? Mască sau fără mască? Nu. Mergem fără mască. Dar să putem răspunde cetățenilor. Dacă e al doilea eveniment important este ăsta pe anul viitor. Pe data de 4 ianuarie debutăm cu rularea firmelor la cinema. La ora 18 va fi joi pe 4, primul film. După care vom avea un program săptămânal. Lunea, marțea și vinerea de la ora 18, duminica matineu pentru copii la ora 11 și după amiază de la 16 la 18. Filmele. O să vedeți publicat programul detaliat pentru întreaga lume. Ce filme sunt și că la care la ce... Vă pot spune că filmul care va lua pe 4 a debutat pe 12 decembrie. Și în continuare, filmele care le vom viziona sunt filme care, dacă apar în București, pot apărea și la noi în aceea zi. Sau dacă apar în Bacău sau în altă. Sau în lume. Da. Da. Alte probleme. Biletul costă 15 lei pentru adulți, 10 lei pentru elevi. Se adaugă 10 lei pentru un leu pentru ochelari, atunci când este film 3D. Care se predau după pentru la final. Da. Pentru și pentru că e ultima ședință din an, dați-mi voie, pentru că e ultima ședință din an, ca în numele aparatului primăriei, a tuturor colegilor, a mea personal, să vă mulțumesc pentru ceea ce am realizat în acest an, dumneavoastră, consilierilor locali și colegilor sfârșitul anului, dar astăzi că suntem noi, cei de la dumneavoastră, cei din Consiliul Local, să vă urez multă sănătate, fericire și un căldură la mult. Un buget de austeritate, ca și am. Am așteptat.